Dinamo a cucerit primul trofeu în 2012, a învins-o pe CSKA Sofia și a câștigat Taurus Cup. Meciul a fost precedat de un moment de reculegere pentru victimele inundațiilor din Bulgaria. Moții a fost înger și demon pentru dinamoviști. Mai întâi fundașul i-a pasat perfect lui Rus la golul cu care a deschis scorul. Dinamo a ratat desprinderea la ocazia lui Alexe, iar bulgarii au replicat cu bomba lui Stoianov. Acela Stoianov a căzut de lângă Moții în careu, iar Junior Moraie și-a transformat penaltiul. Pe finalul primei părți, fostul brazilian de la Gloria Bistrița a nimerit bara, după care Luchin a scos de pe linia porții. În debutul reprizei a doua, Marius Nicolae a zguduit transversala, iar Moții și Moraie și-au fost la un pas de a se lua la bătaie. În minutul 68, Alexe a finalizat cu stângul pentru 2-1. Moraie și-a avut un gol anulat pentru un fault în atac, iar apoi a izbucnit cearta. Platini l-a lovit pe Rus după o intrare urâtă a românului. Cu echipierii le-au sărit în ajutor, iar jucătorii celor două echipe și-au împărțit pumni și picioare. Arbitrul i-a eliminat pe cei de la care a pornit scandalul, iar până la final spiritele s-au calmat. Dinamo a câștigat Taurus Cup după două victorii, 4-0 cu Zimbru Chișinău și 2-1 cu CSKA Sofia. E normal, fiecare jucător are o ambiție, nu? Mai ales că a fost un trofeu pus în joc astăzi. Cred că orice jucător și-a dorit să câștige, de aia au și fost dueluri un pic mai tari. Au fost și ei nervoși și rezultatul le era nefavorabil, însă zic eu că e important pentru noi că ne-am făcut un antrenament bun și am reușit să câștigăm.